Scandal monstru în centrul Piteștiului. În conflict a fost implicat George Cotigă, secundul lui Nicolae Dică de la CSM Ioveni. George Cotigă, antrenorul secund al celor de la CSM Ioveni, a trecut prin clipe cumplite. Potrivit surselor noastre, acesta a fost agresat de fostul iubit al actualei sale prietene și a fost lovit cu o sticlă în cap în fața unui bar din Pitești. Conform site-ului cancanargeșan.ro, conflictul a avut loc sâmbătă seară. În urma acestuia, secundul lui Nicolae Dică a rămas întins în mijlocul străzii și ar fi fost aproape să-și înghită limba. Contactați de redacția Argeș TV, reprezentanții clubului din Ioveni au comentat incidentul.